Vreți să organizați o excursie de neuitat pentru copii? Faceți o ieșire cu cortul. Cei mici vor fi încântați. Părinții trebuie, în schimb, să se informeze temeinic în legătură cu traseul și condițiile din camping, astfel încât totul să decurgă perfect. N-am luat cu noi foarte multe lucruri, am luat doar cortul, saci de dormit pentru fiecare și acele izoprene care se întind pe jos. N-am luat nici saltea, nici absolut nimic altceva, pentru că am fost pregătiți practic pentru o singură noapte. Vreau să spun că a fost excelent, deci nu mă așteptam să fie atât de bine și pentru noi părinții, pentru că mă gândeam că stăm, dormim pe jos, ne trezim, înțepeniți, așa. Nu s-a întâmplat treaba asta. Jurnaliștii din domeniul parentingului au povestit experiența personală privind campingul cu cei mici, care s-a dovedit a fi de neuitat. Acest lucru s-a datorat alegerii perioadei și locului potrivit, dar mai ales măsurilor de precauție. Am fost foarte atenți, mie mi-e teamă de căpușe, pentru că încă e perioada lor și atunci aceste spray-uri de țânțari pe care le-am luat sunt și împotriva căpușelor. Iar în camping, cât am stat, am avut grijă să nu umble copiii desculți, pentru că acolo era iarbă și exista acest pericol și eventual să aibă și pantaloni lungi, dacă se poate, nu s-a putut de fiecare dată, dar noi am încercat. Dacă nu, dați cu aceste spray-uri. Acum depinde și de camping unde stai, dacă te duci la munte, dacă e mai rece, dacă e o altă perioadă, atunci poate scap de treaba asta, de insecte. Elementul central al unei astfel de vacanțe cu micuții constă în alegerea unui camping ce dispune de toate dotările necesare și de care copiii nu se pot lipsi mai mult de o zi. La vreo 20-30 de kilometri de Vama Veche spre Bulgaria, la Crapeț am fost, în campingul de la Crapeț. Mai sunt campinguri tot aproape de graniță în partea bulgară. Este un camping la Durankulac, mai este un camping pe acolo, dar sunt campinguri care am înțeles că nu au utilități, adică nu au apă curentă, nu au curent. Poate pentru o noapte este regulă să mergi, dar dacă stai mai multe zile, atunci e complicat, vii de la plajă, trebuie să faci un duș, trebuie să duci la toaletă, e mai greu. Vrem să încercăm acum și campingurile din România.